Ministrul Educației Sorin Câmpeanu și-a cerut scuze pentru faptul că în școli nu au mai fost distribuite teste pentru depistarea infecției cu coronavirus. Câmpeanu a susținut că testele trebuie să ajungă cât mai rapid în unitățile de învățământ. Până atunci însă au fost împărțite peste 1 milion de măști. Mi-am cerut public scuze în numele celorlalte autorități care nu au reușit să finalizeze achiziția. Am înțeles argumentele corect prezentate. Fiind partea guvernului, am considerat necesar să-mi cer scuze, apreciind totodată responsabilitatea celor care, neavând la dispoziție teste puse la dispoziție de către stat, în interesul stării de sănătate a propriilor copii, precum și al comunităților școlare în care intră acești copii, având și posibilitatea, vor face teste până când vom reuși să aprovizionăm școlile cu teste, pentru că va trebui să reușim cât mai rapid să facem acest lucru. Ministrul Educației a dat și o veste bună. Am distribuit 1 milion de măști în școli, iar pe de altă parte am primit garanția că această aprovizionare cu măști de protecție în școli va fi asigurată ritmic. Reamintim că în plină ascensiune al celui de-al cincilea val pandemic, autoritățile au fost prinse din nou pe picior greșit. Școlile nu au mai avut teste pentru elevi la întoarcerea din vacanța asta, în condițiile în care copiii ar trebui testați din nou de câte 2 ori pe săptămână.